Începem cu ajutorul lui Dumnezeu în această seară un studiu biblic din Cuvântul lui Dumnezeu despre rugăciune. Dar mai mult decât acest studiu și ce putem să învățăm despre rugăciune, este să ne rugăm. Amin? Să ne rugăm. Unul dintre cele mai importante lucruri care m-au impresionat când am venit în Biserica Emanuel, de aici, din vecini, de la San Diego, sigur că erați după o grea încercare și apoi după încă una și mai grea, una care a afectat și biserica și viața fratelui Lazar și familia dânsului, dar când am venit eu aici, la sfârșitul anului 2010, am fost surprins, foarte plăcut surprins, să găsesc oameni care se roagă, oameni ai rugăciunii. Să vă spun cinstit și sincer, nu mă așteptam să-i găsesc chiar așa, rugându-se. Și continui să cred că pe lângă faptul că această biserică are cuvânt, și Domnul l-a trimis pe fratele Leonard ca să avem și mai mult cuvânt, dar continuu să cred că această biserică mai are o latură foarte puternică, și anume rugăciunea. Nu întâmplător, în weekendul acesta, conferința surorilor este despre rugăciune și post. Nu întâmplător, dacă veniți luni seara, e grup de rugăciune, dacă veniți miercuri dimineața, e grup de rugăciune, dacă veniți marți seara, e rugăciunea săptămânală a bisericii, dacă veniți vinerea seara, e rugăciune. Dacă mergeți prin familii, o să găsiți anumite familii din biserică. Aceste familii și-au dedicat viața, și-au dedicat familia și timpul dumnealor ca să pună la dispoziție familia și spațiul pe care l-au, și există acolo în familiile acestea, în casele acestea, grupuri de rugăciune. Ce ne spune nouă toate acestea? Toate acestea ne spun că în Biserica Emanuel Dumnezeu lucrează și Dumnezeu vrea într-adevăr să ridice niște oameni foarte puternici în rugăciune și în cuvânt. Amin? Și în practică, bineînțeles, în practica de umblare cu Dumnezeu. Studiul acesta se va intitula și va purta titlul Cu Iisus în școala rugăciunii. Cu Iisus în școala rugăciunii. Vă amintiți, desigur, că ucenicii l-au rugat pe Domnul Iisus Hristos să învețe ceva. Ce a zis? Învață-ne să predicăm ca tine, învață-ne să scoatem dragi ca tine, învață-ne să vindecăm ca tine, învață-ne să vorbim cu autoritate ca tine. Așa au zis? Nu. Ce au zis? Învață-ne să ne rugăm. Avem nevoie să stăpânim arta aceasta, arma aceasta a rugăciunii. Foarte mulți ne abordează pe noi, pe fratele Lazar, pe mine, pe ceilalți frați păstori, frați din biserică, cu întrebarea: ce-i cu atâtea grupe, ce-i cu atâtea rugăciuni, ce se întâmplă cu atâtea lucruri, se pot întâmpla exagerări, se pot întâmpla anumite, se poate merge în anumite extreme. Eu zic altfel, că până când oamenii se roagă, e bine. Că dacă vrea să stea pe scaun, sau vrea să stea în picioare, sau vrea să stea cu mâinile sus, sigur că contează un pic contextul și mediul în care ești și grupul și specificul acelui grup, dar eu zic altfel și vă încurajez să gândiți și să gândim pozitiv. Până când oamenii se roagă, e bine. E bine. Și nu cred că ne rugăm destul
Tocmai de aceea am pe inimă să aduc această învățătură, acest studiu despre rugăciune. Eu personal simt că am nevoie în viața mea de mai multă rugăciune și cred că fiecare din noi simțim această nevoie, pentru că, cum spune românul, pofta vine mâncând și pe măsură ce vei descoperi secretele și puterea rugăciunii, nu te vei mai sătura de rugăciune și îți vei înțelege și îți vei da seama ce forță și ce potențial uriaș este în rugăciune și în dialogul cu Dumnezeu, în comuniunea cu Dumnezeu, în părtășia cu Dumnezeu. Știți că în Scriptură avem o carte de rugăciune, da? Știți? Hello? Ați plecat? Stăți aici, nu? În Biblie avem o carte de rugăciuni. Nu ca și catolici și ca ortodoxi, dar e o carte de rugăciuni. Știți care este? Cartea psalmilor, da. 150 de psalmi, 150 de rugăciuni. Toate problemele sunt abordate acolo. De orice natură, cum spuneau frații, dacă e depresie, dacă e boală, dacă e bucurie, dacă e lupta cu ispita, cu diavolul, cu toate le găsiți, într-un fel sau altul, abordate în acești psalmi. Așa că, în prima parte a studiului nostru, vom avea 4 lecții care vor fi un fel de Prayer 101. Știți ce înseamnă Prayer 101? Înseamnă când te duci la college, iei cursurile de bază, elementare, prerequisites. Nu poți să te înscrii dacă nu ai trecut un test la matematică, un test la literatură și se consideră minimum necesar. Și o să avem 4 psalmi, 4 psalmi o să avem și o să-i prezentăm cu 4 feluri de rugăciune, 4 feluri de rugăciuni și sigur n-o să fie niciunul dintre psalmii pe care fratele Leonard își propusese mai devreme să aibă un studiu și îl aștept cu nerăbdare studiul acela din psalmul 63, nu? Sau așa? Un studiu din psalm, dar o să fie 4 psalmi pe care o să-i abordăm și o să ne uităm la ei ca la 4 rugăciuni diferite. În partea a doua vine slujba mijlocirii. Vine partea de rugăciune despre care spuneau frații aici așa de frumos, partea de adâncime, de depth. Când mergem în adâncime, în ceea ce înseamnă lupta spirituală, în ceea ce înseamnă războiul spiritual, în ceea ce înseamnă a te pune în spărtură, a fi omul pe care îl cheamă Dumnezeu să intre în rugăciune, să intre în mijlocire, să intre în post, să intre în confruntarea cu forțele întunericului. Deja acolo, în partea a doua, vom vorbi despre slujba mijlocirii. Pentru seara aceasta, ca să prindeți un pic de gust de studiul acesta și de învățătura aceasta, o să vă prezint un case study. O să vă prezint un caz din Vechiul Testament și dacă am spus că ciclul mare se numește cu Iisus în școala rugăciunii, lecția din seara aceasta putem să-i spunem cu Ilie, cu Ilie în școala rugăciunii. Deci, case study pe care o să-l avem în seara aceasta, deci un studiu pe caz pe care o să-l punem în discuție, e profetul Ilie și cum a înțeles el rugăciunea, cum a practicat el rugăciunea, ce a înțeles el că înseamnă rugăciunea și vom vedea câteva principii pe care să le aplicăm apoi în viața noastră. Iată, de aceea deschideți 1 Împărați, capitolul 18, vom citi din 2 locuri, pentru că vom citi și din Iacov, din capitolul 5. Iacov, când vorbește despre rugăciune și despre importanța rugăciunii, puterea rugăciunii, valoarea rugăciunii, Iacov se gândește să vină cu un exemplu, cu o ilustrație din Vechiul Testament. Și ce credeți că folosește el ca ilustrație? Pe cine credeți că îl folosește? Profetul Ilie.
Și vom vedea că și textul pe care îl prezintă Iacov aduce lumină mai multă și înțelegere mai multă în ce a însemnat rugăciunea pentru profetul Ilie. Deci primul text, 1 Împărați 18, citim de la versetul 41 la 45 și apoi vom deschide în Iacov, în capitolul 5, și vom citi de la versetul 14 la 17. Și ne vom uita la 7 principii, o să încerc telegrafic să trec prin ele, și cât se poate de simplu și de concret, de practic, 7 principii de viață spirituală, 7 principii de școală a rugăciunii în viața lui Ilie. Apoi Ilie a zis lui Ahab, suie-te de mănâncă și bea, că se aude vuie de ploaie. Ahab s-a suit să mănânce și să bea, dar Ilie s-a suit pe vârful Carmelului și plecându-se la pământ s-a așezat cu fața între genunchi și a zis slujitorului său, suie-te și uită-te spre mare. Slujitorul s-a suit, s-a uitat și a zis, nu este nimic. Ilie a zis de 7 ori, du-te iarăși. A 7-a oară, slujitorul a zis, iată că se ridică un mic nor din mare, ca o palmă de om. Ilie a zis, suie-te și spune lui Ahab, în hamă și pogoară-te ca să nu te oprească ploaia. Peste câteva clipe, cerul s-a înnegrit de nori, a început vântul și a venit o ploaie mare. Amin. Acesta este textul din Vechiul Testament și acum deschideți, vă rog, Iacov, capitolul 5 și citim de la versetul 14 la 18. Este vreunul printre voi bolnav? Să cheme pe prezbiterii bisericii să se roage pentru el, după ce îl vor unge cu un de lemn în numele Domnului. Rugăciunea făcută cu credință va mântui pe cel bolnav și Domnul îl va însănătoși. Și dacă a făcut păcate, îi vor fi iertate. Mărturisiți-vă unii altora păcatele și rugați-vă unii pentru alții ca să fiți vindecați. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Și acum Iacov folosește ilustrația acestei învățături și exemplu. Și vine cu exemplul lui Ilie. Ilie era un om supus acelora slăbiciuni ca și noi și s-a rugat cu stăruință să nu plouă și n-a plouat deloc în țară 3 ani și 6 luni. Apoi s-a rugat din nou și cerul a dat ploaie și pământul și-a dat rodul. Amin. Amin. Sigur că suntem în perioada cea mai întunecată sau una din perioadele cele mai întunecate din istoria lui Israel, apostazia din timpul lui Ahab și a Izabelei. Israel alunecase big time, adică alunecase foarte tare spre idoli și altarul lui Dumnezeu era deja abandonat și distrus. Închinarea adevărată la Yahweh era părăsită și Dumnezeu, cu judecata Lui, a vorbit profetului Ilie și a zis, va ploua în țara aceasta și se va opri ploaia în țara aceasta ca răspuns la rugăciunea ta, ca răspuns la intervențiile tale și vreau să te folosesc pentru națiunea aceasta și pentru Ahab ca să înțeleagă cine este adevăratul Dumnezeu. Acesta este contextul. Și găsim pe Ilie rugându-se în 1 Împărați, în capitolul 18, cel puțin în două ipostaze. Îl găsim în ipostaza acelui altar care trebuia să primească focul lui Dumnezeu și jertfa să fie mistuită și îl găsim în ipostaza în care mijlocește pentru ploaie. Acestea sunt cele două instanțe, cele două situații în care profetul Ilie, în textul Scripturii, ne arată cum se roagă el și ce înțelege el despre această rugăciune. 7 principii.
De fapt, am să folosesc o expresie ca pe o sintagmă, ca pe o formulă, dacă vreți, nu-mi place cuvântul formulă, sigur, dar ca pe o expresie care cumva să se așeze sau să rămână cu dumneavoastră pentru mai mult timp. Și expresia este aceasta. Poziționează-te în particular pe promisiunile lui Dumnezeu, roagă-te cu precizie, cu pasiune și cu perseverență. Deci vom lua această expresie și o vom diseca, o vom desface în cele 7 principii legate de învățătură. Position yourself in private to pray what God has promised with precision, passion, and persistence. So, să luăm fiecare concept și să vorbim despre 7 principii legate de rugăciune în viața lui Ilie. Primul, rugăciunea ca lucrare în ascuns. Rugăciunea ca lucrare particulară, sau dacă vreți, în private. Ilie tocmai avusese un mare succes. Era on the peak of his popularity. Era pe vârful momentului lui maxim de popularitate, pentru că Dumnezeu răspunsese la rugăciunea lui, Dumnezeu coborâse foc din cer, Dumnezeu mistuise jertfa, prorocii lui Baal fuseseră nimiciți, înlăturați. Și în momentul acesta, ce face Ilie? În loc să stea să se bucure de succes, să se bucure de momentul acela și oamenii să-l aprecieze și să-l laude și să-l ridice în slăv, cum spunem noi, textul ne spune că Ilie s-a dus la o parte, s-a dus mai sus pe Carmel, s-a dus chiar pe vârful Carmelului, doar el și cu ucenicul s-a retras acolo pentru rugăciune. Trebuie să avem o viață, dragii mei, o viață de rugăciune care foarte clar vorbește de o disciplină și de o înțelepciune și de o practică în care punem absolut deoparte un timp special în care stăm numai noi și cu Dumnezeu. Sunt importante aceste grupe de rugăciune, sunt importante întâlnirile din case, sunt importante întâlnirile de la casa Domnului în care ne rugăm. Dar un credincios adevărat, un credincios matur, un credincios serios care îl cunoaște pe Domnul, are o viață de rugăciune în care se retrage în odăița lui. Are el odăița lui, nu știu ce înseamnă odăița aceea pentru fiecare din noi, poate să însemne ceva diferit, dar este timpul acela în care tu te retragi să stai cu Dumnezeu, fie că este dimineața de vreme, fie că este seara târziu, fie că te duci într-un parc, fie că te închizi în camera ta, fie că este, nu știu unde, la locul tău de muncă sau unde ai tu un loc acolo care este locul tău de rugăciune. Odăița ta. În limba greacă, termenul este de odăiță, este un loc foarte strâmb, temeion, un closet, spune versiunea în limba engleză. Adică un spațiu unde te închizi și unde stai cu Dumnezeu. Este foarte, foarte important acest principiu. Iată, îl învățăm și îl vedem la profetul Ilie. Ce a făcut din el un om al rugăciunii, un om neprihănit, un om puternic, a fost faptul că cunoștea această artă și această putere a rugăciunii. S-a retras deoparte pentru această rugăciune. S-a dus mai sus pe Carmel. 1 Împărați, capitolul 18, versetul 42, e textul care ne vorbește despre aceasta. S-a dus cu ucenicul lui și cu slujitorul lui și acolo a continuat lupta în rugăciune. La Domnul Iisus vedem foarte clar practica aceasta. E foarte, foarte bine subliniat acest adevăr. Marcu, capitolul 1, versetul 35, în Capernaum, la începutul lucrării mesianice, vindecări, oameni mulți adunați, atât de mulți încât oamenii puteau să intre acolo să-i aducă bolnavi, vindecări peste vindecări. Și totuși, după toate acestea, noaptea târziu, Iisus se retrage
pentru rugăciune. Pentru rugăciune. Ucenicii îl caută. Zice, toți te caută. Unde ești? Unde ai dispărut? Ce e asta la tine? Mai târziu au priceput că ăsta era stilul lui, ăsta era practica lui, ăsta era modul lui de viață. A aflat că a murit Ioan Botezătorul, au venit și au anunțat, i-au tăiat capul azi noapte. A fost mare petrecere, Irodiada, și a dănțuit fiică-sa și a cerut capul Botezătorului. Toată ziua aceea a purtat amprenta unei urgențe și Iisus, spune Marcu capitolul 14, Iisus a dorit foarte mult să se retragă pentru rugăciune. Dar erau mulțime acolo care trebuiau hrănite, care trebuiau vindecate, care trebuiau slujite. Seara, înspre sfârșitul zilei, după masa, spre seară, a zis, în sfârșit le-am dat de mâncare la miile astea de oameni. A făcut o minune acolo între ei și le-a spus ucenicilor, voi treceți de partea cealaltă și eu rămân să dau drumul noroadelor. S-a ocupat de ei cu foarte multă dragoste și pasiune și simți de răspunde. N-a zis, n-a plecați acasă, acum v-am săturat, mergeți și duceți-vă și odihniți-vă și găsiți-vă undeva să stați peste noapte. Nu a stat, nu cumva să rămână cineva, nu cumva să fie pierdut cineva, nu cumva să fie nenorocit cineva, nu cumva să mai rămână vreunul care să nu fi fost atins de dragostea lui Dumnezeu. Iar după ce a terminat cu toate astea, ce a făcut? S-a dus în munte să se roage. S-a dus în munte să se roage. Este, iubiții mei, această practică foarte, foarte serioasă, foarte importantă a retragerii în ascuns pentru rugăciune. Retragerea aceasta în odăiță, Matei 6:6. Intră în odăița ta, închide ușa după tine și roagă-te în ascuns, că Dumnezeu care vede în ascuns, îți va răsplăti, îți va răspunde și va veni la rugăciunea ta. Al doilea principiu care îl învățăm în rugăciunea lui Ilie. Poziția. O să ziceți, oh, ce e cu poziția? Care e poziția corectă? Biblia nu vorbește de o poziție anume, ca și cum ar fi o poziție mai bună decât alta. Cred că poziția cea mai bună este predarea, poziția de consacrare și de predare totală în rugăciune. Rugăciunea ca lucrare în predare totală. Dar de ce nu trebuie să vorbim și despre poziția aceasta? Așa că expresia noastră este în felul următor. Poziționează-te în particular pe promisiunile lui Dumnezeu, roagă-te cu precizie, cu pasiune și cu perseverență. Asta e sigdagma, asta e motoul. Position yourself in private to pray what God has promised you with precision, passion, and perseverance. Până și Iisus, spune Matei 26:39, pentru că atunci când se ruga singur, ucenicii nu știau ce poziție are și cum stă. Dar textul spune în Matei 26:39, Iisus a căzut cu fața la pământ și s-a rugat. A căzut cu fața la pământ și s-a rugat. Deci este important totuși ce poziție avem în rugăciune. Cel mai mult românii sunt obișnuiți cu poziția în genunchi. Și uneori, mai zâmbind, mai ironic, unii din noi spun, i-am pus pe genunchi, că nu mai știu să se roage. Este o poziție. Este o poziție a rugăciunii și este o poziție în care trupul tău comunică și transmite și este o prelungire a sentimentelor tale și a trăirilor tale. Sigur că dacă este o rugăciune de laudă, de proslăvire, o să sari în sus, o să bați din palme, o să ridici mâinile, o să alergi, o să... Dacă mediul și contextul îți permite lucrul ăsta, e ok. Dacă ești într-un travaliu sufletesc și într-o luptă sufletească, te vei pune cu fața la pământ, te vei pune în genunchi. Ilie s-a pus în genunchi și a pus fața și a pus capul, s-a pus în forma aceea de fetus, dacă vreți. E aproape
foarte, foarte interesant de înțeles cum e lupta aceasta de a naște, lupta aceasta de a face ceva să se întâmple. Este travaliul acesta în care, la un moment dat, textele Evangheliei ne spun că și transpirația lui și sudoarea lui s-a transformat în sânge. Deci nu era, hai să facem o rugăciune, Doamne ajută, Doamne dă izbândă, Doamne ai milă, astea se numesc arrow prayers, adică niște săgeți aruncate așa, Doamne ajută, Doamne nu mă lăsa, Doamne scapă-mă, ești într-un accident, ce spui, Doamne ai milă, nu? Iisuse, God have mercy, spui ceva, nu? Un fel de, we send him a text, trimitem un text lui Dumnezeu, îl textuim. Ai milă, Doamne, ajută-mă, Doamne, nu mă lăsa, Doamne. E foarte bine. Dar când mergi deoparte și când intri în travaliu, când intri în rugăciune, când intri în prezența Domnului, când stai acolo, atunci your body language, limbajul trupului tău, trebuie să comunice trăirea pe care o ai. Nu putem să facem lucrul ăsta oricum și oriunde, dar cu siguranță acolo în retragerea noastră, acolo se poate. Odată m-am dus la un grup de rugăciune și era cineva acolo care se întindea pe pământ și am zis, hai să vorbim puțin. De ce faci tu asta? Păi așa simt. Ok, that's fine. Dar ce zici dacă noi toți ne-am întinde? Cum ar fi asta? O, zice ea, sigur, de ce să nu... Păi zic, da, atunci nu ne încape locul. Suntem aici 30 de oameni, dacă toți ne culcăm pe jos, nici nu mai avem unde să ne culcăm și dacă mai vine cineva la rugăciune între noi aici și se uită, zice, what's wrong with these people? Și am spus, zic, e ok ce faci tu, dacă faci pentru Domnul și dacă faci pentru comunicarea ta cu Domnul, dar asta trebuie să faci în private, în particular, în odăița ta, în timpul acela retras al tău cu Dumnezeu. Dacă atunci simți să stai pe spate, stai pe spate. Dacă vrei să stai pe față, stai pe față. Dacă vrei să stai în cap, stai în cap. I don't care. As long as you pray, that's fine with me. Dar când ești într-un anumit context, atunci trebuie să înțelegi cum se roagă grupul acela, cum se roagă comunitatea aceea, cum e simțită prezența Domnului în acea comunitate, în acel context. Dar de la Ilie învățăm că este importantă poziția și că poziționarea aceasta este o expresie a simțirii noastre, a trupului nostru. Unii, sigur, tratează rugăciunea într-un mod foarte superficial. Am un exemplu aici și I have a lot of debate in my heart dacă să vă dau exemplu ăsta sau nu. Am avut odată un profesor de teologie undeva la o școală. Fratele Lazar îl cunoaște pe acest profesor, îl cheamă Remus Rus. Și el, un mare istoric, obișnuia să aibă pipă. Și spunea și că e creștin, sigur că da. Nu era penticostal, nu era evanghelic. Un om foarte nice, de altfel. Și mi-a spus, zice, domnul pastor, pe mine când mă cheamă domnul, să-mi zică, na hai Remus, că m-ai tămâiat destul, toată viața m-ai tămâiat. Mi-a spus, domnul profesor, dar se poate să... Acum, apropo, știu exact ce se întâmplă cu el chiar în anii aceștia și de câțiva ani s-a lăsat de pipă, dar el mi-a spus, la una din întâlnirile noastre, mi-a spus acest exemplu care mi s-a părut, pentru contextul de discuție în care eram noi, a fost ok. Deci ăsta era contextul, de aceea v-am pregătit puțin ca să înțelegeți contextul în care el mi-a spus întâmplarea. A zis că un cardinal s-a dus la Sfântul Părinte, adică la Papa, și a zis, Sfinte Părinte, am o întrebare pentru dumneata. Sau cum eu fi zis, pentru excelența voastră, sau mă rog, dați-mi era. Am o întrebare, a zis, pot să fumez în timp ce mă rog? Și Sfântul Părinte a zis, Doamne ferește, cum? Cum să păstrezi un sacrilegiu, cum? Cum să fumez în timp ce te rogi?
Dar poți să te rogi în timp ce fumezi. Nu știu dacă ați prins nuanța. Adică, indiferent ce faci, poți să te rogi. Lucrezi, poți să lucrezi rugându-te. Tai iarba, poți să tai iarba rugându-te. Cureți garajul, poți să-l cureți rugându-te. Speli vasele, poți să speli vasele rugându-te. Indiferent ce faci, poți să faci și să continui să te rogi. Dar când te rogi, trebuie să ai o atitudine care să-L onoreze pe Dumnezeu. Când stai deoparte pentru Dumnezeu, când te pui deoparte pentru Dumnezeu, e foarte importantă și poziția, și atitudinea, și trăirea, și toate acestea. Nu poți să zici, nu contează, lasă că Domnul se uită la inimă. Iată că omul acesta, profetul acesta, intră în travaliu, intră în lupta rugăciunii și textul ne spune că se pune în genunchi, își pune capul jos, între genunchi și începe lupta, începe războiul, începe mijlocirea. De fapt, asta face un pic parte din zona aceea pe care v-am promis-o în partea a doua a studiului. 3. Rugăciunea ca lucrare întemeiată pe cuvântul lui Dumnezeu. Adică 1 Împărați 18 cu 1 spune: cuvântul Domnului a vorbit lui Ilie în al treilea an de când era seceta, și a zis: înfățișează-te înaintea lui Ahab ca să dau ploaie. Deci, când Ilie intră în rugăciune pentru ploaie, el deja are cuvântul lui Dumnezeu pe care să stea. Vă înțelegeți? Rugăciunea lui se bazează pe ceva. Dumnezeu îi spune să facă ceva și el se roagă în contextul acelui cuvânt. Adică, rugăciunea trebuie să stea pe cuvântul lui Dumnezeu. Poziționează-te în particular pe promisiunile lui Dumnezeu. Roagă-te cu precizie, cu pasiune și cu perseverență. Ilie făcea rugăciunea asta ca răspuns la cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că rugăciunea este un scop divin, este un plan divin. Și când tu te rogi, tu de fapt intri în consonanță și intri în armonia și intri în ritmul Duhului Sfânt și a lucrării Duhului Sfânt și tu faci ce spune Dumnezeu să faci bazat pe un cuvânt profetic, pe un cuvânt scriptic, pe un cuvânt biblic pe care ți-l dă Dumnezeu și pe ăla stai și spune: acum e momentul pentru asta, intră în rugăciune. Asta e principiul al treilea. Rugăciunea ca lucrare întemeiată pe cuvântul lui Dumnezeu. Spune Daniel în capitolul 9, versetele 2 și 3, zice: am văzut din cărți, respectiv din cartea profetului Ieremia, din cărțile marilor profeți, am văzut din cărțile acestea că trebuiau să treacă 70 de ani. Și știți în ce an era? Exact în anul când se împlinea termenul ăsta. Și spune Daniel: când am văzut asta, când am înțeles asta, când Dumnezeu mi-a dat cuvântul ăsta, știți ce am făcut? N-am zis: mă duc la plimbare și acum să vedem pe Dumnezeu ce face. Să vedem Dumnezeu cum își desface teatrul lui de lucru și de istorie și cum va intra și cum... Să văd eu acum Dumnezeu ce va face cu poporul ăsta și cum va scoate Dumnezeu pe evrei să-i ducă înapoi. Ca asta spun profețiile. Nu! Un om al rugăciunii nu face așa. Daniel zice: când am văzut asta, când am înțeles asta, când am ajuns la cuvântul ăsta, când am primit cuvântul ăsta, știți ce am făcut? Mi-am întors fața spre Dumnezeu cu post și rugăciune, să-L caut pe Dumnezeu. Mi-am întors fața spre Dumnezeu ca să-L caut cu rugăciune, cereri, postind în sac și cenușă. Și acolo, dacă citiți capitolul 9, o să aflați că el intră în mijlocire, mărturisire, se identifică cu situația poporului, trece prin toată istoria lui Israel. E un întreg travaliu, este o luptă foarte mare. Al patrulea principiu, rugăciunea ca lucrare împreună cu Dumnezeu. Aici e frumos, pentru că rugăciunea însuși este o rugăciune pe care o faci nu numai pentru că îți spune Dumnezeu, ci o faci împreună cu Dumnezeu. O să spuneți, cum vine asta? Iisus a zis: rugați-vă, stați aici, rugați-vă împreună cu mine.
Deci El când ne invită la rugăciune, El vrea să se roage cu noi și El vrea ca noi să ne rugăm cu El. Pentru noi rugăciunea nu este decât un text message, nu este decât un arrow shot to the point, la o țintă. A fost în... E puțin ironic exemplul ăsta care vi-l dau, dar nu l-am auzit până acum și m-a surprins. Interesant. A fost în Florida recent și cineva de acolo din biserică mi-a spus, zice... Tinerii noștri sunt experți la text messages. Zice, știu pe cineva care trimite text message și poate să textuiască cu telefonul în buzunar. Și cu telefonul în buzunar, el știe, butonează la perfecție și trimite mesajul. Cum poate să facă lucrul ăsta? Că eu cu patru ochi, cum se spune, acei cu ochelari și tot nu apăs pe butonul care trebuie. Așa tratăm unii din noi rugăciunea. Așa vedem unii din noi rugăciunea. De fapt, rugăciunea este o lucrare împreună cu Dumnezeu. Ilie s-a rugat și nu a plouat 3 ani și jumătate. Apoi Ilie s-a rugat și din nou cerul a dat ploaie. Dar toate astea le-a făcut împreună cu Dumnezeu. Toate astea le-a făcut la cuvântul lui Dumnezeu, la ordinul lui Dumnezeu. Dar mai mult ca orice, împreună cu Dumnezeu. Așa că expresia e clară. Poziționează-te în particular pe promisiunile lui Dumnezeu. Roagă-te cu precizie, cu pasiune și cu perseverență. O să spuneți, dar de ce trebuie să ne rugăm, frate Dorin, dacă Domnul știe ce are să facă? Noi nu-i spunem la Dumnezeu ce să facă. El știe ce are de făcut. De ce trebuie să ne rugăm? De ce are nevoie Dumnezeu de rugăciunea noastră? De ce trebuie să intrăm în post, în rugăciune, în luptă spirituală? Ce-i cu toate astea? Dumnezeu știe ce să facă. El e suveran. Doar nu-i spunem noi ce să facă. E adevărat că pentru unii din noi rugăciunea este o listă întreagă de informații și de du-te acolo, fă aia și Domnul trebuie să spună numai da, să trăiți, am înțeles. Du-te la spital, du-te la școală, du-te la soția mea, du-te la soțul meu, du-te lămurește-l pe ăla, du-te schimbă-i mintea lui ăla, du-te vindecă-l pe ălălalt și Domnul e așa ca un executant după rugăciunile unora. Pierdem acest sens, acest foarte mare adevăr al dorinței lui Dumnezeu de a lucra împreună cu noi. Ori tocmai aici este centrul rugăciunii. Că prin Duhul lui Dumnezeu și prin Cuvântul lui Dumnezeu tu ești așezat în centrul voii lui Dumnezeu și lucrezi împreună cu Dumnezeu și Dumnezeu lucrează împreună cu tine. John Wesley spunea că Dumnezeu nu face nimic decât ca răspuns la rugăciune. Adică îi place lui Dumnezeu, ar putea să facă fără noi, dar îi place să lucreze cu noi. Îi place să ne implice, îi place să ne învețe lecția asta, îi place să ne învețe să depindem de El. Ioan 15, despărțiți de mine, nu puteți să faceți nimic. Din închisoarea Romei, Filipeni 4, Pavel zice invers, pot totul în Hristos. Cum așa? Pot totul în Hristos, pot totul cu Hristos, pot totul pentru Hristos. Peste toate și în toate pui numele Domnului Hristos. Sigur că noi zicem despre rugăciune, da, te ridici și ceri Domnului și ceri numele Domnului și dacă spui numele Domnului, trebuie să se întâmple. Nu e chiar așa. Nu e așa simplu, nu e așa ușor, nu se întâmplă. Ca un fel de hocus pocus. Rugăciunea te implică a fi lucrător împreună cu Dumnezeu. Împreună cu Dumnezeu. 1 Corinteni 3:9. Noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu. 2 Corinteni 6:1. Ca unii care lucrăm împreună cu Dumnezeu. În rugăciune se vede lucrul ăsta. Al cincilea. Rugăciunea ca lucrare. Al cincilea principiu. Rugăciunea ca lucrare precisă. O lucrare exactă. O lucrare concretă. A credinței. Iacov 5, versetele 17-18. Ilie s-a rugat să nu plouă 3 ani și jumătate. Apoi Ilie s-a rugat din nou să plouă și cerul a dat ploaie. Deci Ilie a făcut o rugăciune precisă, exactă, concretă. N-a tras la întâmplare, n-a zis, fă Doamne ceva, intervino. A zis, mă rog să nu plouă, asta mi-ai spus, asta fac.
Concret mă rog să plouă, pentru că mi-ai spus că e timpul să încep rugăciunea pentru a veni ploaia. Exact asta fac. Deci e o rugăciune precisă, observați. Ea trage la țintă, ea știe exact care-i ținta, care-i scopul, care-i planul lui Dumnezeu. De aceea, repetăm mereu, poziționează-te în particular, în private, pe promisiunile lui Dumnezeu. Roagă-te cu precizie, cu pasiune și cu perseverență. De ce credeți că Iisus l-a întrebat pe orbul Bartimeu, Marcu 10 cu 51? Ce l-a întrebat? Era orb. Ce l-a întrebat? Ce vrei să-ți fac? Ce vrei să-ți fac? Cere concret. Cere clar. Omul de la miezul nopții, vă aduceți aminte, s-a dus la vecinul lui pentru că la el a venit un prieten și avea nevoie de pâine. Nu s-a dus să-i ceară bani, nu s-a dus să-i ceară bicicleta, nu s-a dus să-i ceară dăm ceva. Nu a zis, îmi trebuie pâine. Pâine îmi trebuie. Îmi trebuie ploaie. Vă-ți aminte când fratele Coste spunea în rugăciune și mulți, și de aici de la Amvon, fratele Lazar spunea în mod special, ne rugăm ca Domnul să trimită ploaie. Vă-ți aminte că în câteva zile, mai târziu, Domnul a trimis ploaie. Vă trebuia să ne rugăm mai mult, să trimită și mai multă ploaie. Ați uitat? Credeți că a fost o întâmplare? Credeți că a fost... un accident sau a fost un hazard, o potrivire de împrejurări? Nu. Când ne rugăm, trebuie să ne rugăm foarte, foarte concret. Poate cel mai frumos și cel mai important curs care l-am luat vreodată la universitate, la programul de la Regent University, la programul de master de acolo, am luat un curs de, se numea Prayer Lab. 3 ori pe săptămână ne întâlneam numai pentru rugăciune și profesorul ne-a împărțit pe grupe și a zis, decideți un scop de rugăciune. Apoi rugați-vă, fiecare grup vă rugați pentru acel lucru și în 3 luni de zile vedem ce se întâmplă. Că trebuie să întâmple ceva. Unul se ruga pentru o familie pe cale de divorț, unul se ruga pentru vindecare, unul se ruga pentru o situație de criză financiară. Fiecare avea un obiectiv. Și erau 2 întrebări care se puneau permanent. Ce spune Dumnezeu și ce lucrează Dumnezeu? Ce spune Dumnezeu despre cauza asta? Și grupul ăla, eram vreo 6-7 într-un grup, erau mai multe grupe, trebuiau să audă, știau, Druhora are subiectul ăsta. Ce aude? Ce aude fiecare din grupul ăla despre cum să ne rugăm, despre care e planul lui Dumnezeu, despre ce vorbește Dumnezeu, despre ce vrea Dumnezeu să facă în situația aceea. Mi-aduc aminte, cauza pe care o aveam eu era una foarte spirituală, foarte așa, creștină, ca să zic așa, era imediat după Revoluție, imediat, 2 ani, aproximativ, după Revoluție, și 700 Club, care era un post de televiziune creștină, dădea programe pentru România și avea probleme foarte serioase ca să transmită românii ortodoxi, sau cum erau ei, să transmită aceste programe. Și am fost la câteva întâlniri între directorul de televiziune națională care venea în America și care se întâlnea acolo cu oamenii mari de acolo și lua programele astea. Am fost cu el în meeting-uri și traduceam aceste întâlniri, traduceam pentru el. Și problema era că se ducea acasă și nu mai dădea programele. Sau le dădea cândva la miezul nopții, sau le dădea cândva când nu se uită nimeni. Și oamenii erau foarte supărați și ziceau, dăm programe de mare calitate, de mare valoare, evanghelizări, predici, pentru copii, programe speciale pentru copii. Și românii nu vor să le dea. Și am spus, uite, vreau, ăsta e obiectivul meu, ca un program din acesta foarte bun să fie dat chiar în ziua de Paști.
Îl dea chiar în ziua de Paște, când ei nu dădeau nici seara, decât la miezul nopții sau după miezul nopții, dacă dădeau. Și a spus, ăsta e obiectivul meu. Sigur că aici nu mai era niciun dubiu, oare ce vrea Dumnezeu? Vrea Dumnezeu asta sau nu vrea? L-am văzut ca o luptă spirituală. Dar minunea s-a întâmplat. Acel grup s-a rugat și după aproximativ o lună jumate, chiar în ziua de Paști, chiar în ziua de mare sărbătoare, ziua de înviere a Domnului, românii au dat pe postul național de televiziune un program creștin. Și profesorul venea și ne înșuruba mereu cu întrebarea asta. Ce zice Dumnezeu? Ce auziți că vă spune Dumnezeu? Și ce face? Adică dacă vă rugați, trebuie să se vadă rezultat. Am fost de câteva ori la întâlnirea cu Young Professional Adults, tinerii care sunt la colegiu și care lucrează. Am avut câteva întâlniri, m-au invitat și i-am provocat exact la testul acesta. Aveau nevoi, aveau urgențe, aveau probleme și am spus, haideți să vedem ce spune Dumnezeu și mai mult de atât, hai să vedem ce face Dumnezeu. Și e foarte, foarte important să vezi că Dumnezeu se implică și Dumnezeu lucrează. Dar trebuie să fii concret, să fii precis. Asta e principiul al cincilea. Rugăciunea ca lucrare precisă, precisă. Este o carte, se numește The Fourth Dimension, a patra dimensiune. Mi-am două principii de prezentat și încheiem. În această carte, autorul spune, zice, pe vremea aceea era sărac, nu vă spun care e autorul, dar puteți ușor să găsiți și puteți spune The Fourth Dimension, să vedeți de ce n-am spus autorul. Și a zis, pe vremea aceea eram sărac, eram în condiții de viață foarte, foarte primitive. Și am spus Domnului, Doamne, am nevoie de o masă, am nevoie de un scaun și am nevoie de o bicicletă. O masă ca să pot să stau și să scriu, un scaun ca să stau pe scaun, nu? Și o bicicletă ca să pot să merg de la o colibă la alta, de la o familie la alta și ne adunăm la rugăciune. Și asta se întâmpla prin anii 50. Și zice el, pe vremea aceea îl chema Paul, acum și-a schimbat numele. Na, tot v-am spus ceva, v-am dat un hint. Și a zis, m-am rugat și nu se întâmpla nimic. Și a zis, Doamne, dar ți-am cerut ceva aberant, ceva pentru mine? Am cerut un scaun, am cerut o masă și o bicicletă, da? Te rog să mă asculți. Și Domnul a venit la el și a zis, dar nu mi-ai spus ce firmă, ce culoare vrei să fie bicicleta, ce brand. Doamne, nu ți-am cerut, dar vreau să înveți lecția asta, să fii specific. Acum o să te implici tu chiar așa, să-mi dai brandul ăla sau culoarea aceea? A zis, uite, îmi place culoarea verde. Vreau o bicicletă verde. Dacă tot mă iei în serios, în felul ăsta. Și a mai trecut ceva timp și a zis, un misionar pleca, se muta și m-a chemat să-l ajut să se mute. Am ajuns... Spune el, am ajuns puțin cu întârziere și deja lucrurile erau împachetate. Dar misionarul a zis, zice, uite, le-am împachetat deja. Dar au mai rămas astea trei lucruri. Dacă ai nevoie de ele, că astea nu mai am unde le pune, nici nu mai am nevoie de ele. Era o masă, un scaun și o bicicletă. Și o bicicletă verde. Exact cum a cerut el. A primit scaunul, a primit masa, a primit bicicleta aceea. Dar asta înseamnă să te rogi cu precizie, să te rogi la subiect, să te rogi concret. Așa se lea. Rugăciunea ca lucrare stăruitoare. Stăruitoare. Ilie s-a rugat cu stăruință, spune Iacov, 5:17. S-a rugat cu stăruință. E important lucrul acesta. Poziționează-te în particular, în private, pe promisiunile lui Dumnezeu. Roagă-te cu precizie, pasiune și perseverență. În ebraică există o formă de a repeta care are menirea și scopul de a intensifica trăirea și sentimentul. De exemplu, acolo este
când spune să te rogi cu stăruință, să te rogi rugându-te. Să te rogi rugându-te. Dar asta înseamnă să intensifici rugăciunea. Să crească rugăciunea. Acea repetiție, acea dublare pune un accent pe intensitatea, pe pasiunea, pe stăruința, pe focul cu care te rogi. De exemplu, textul din Luca 22:15, de fapt, literal se traduce așa. Iisus spune, am dorit cu mare dorință să sărbătoresc Paștele acesta împreună cu voi. Am dorit cu mare dorință. M-am rugat rugându-mă și am continuat să mă rog cu pasiune, cu foc, cu inima aprinsă. Evrei 5:7, El este acela care în zilele vieții sale pământești, aducând rugăciuni și cereri cu strigăte mari și cu lacrimi, cu strigăte mari și cu lacrimi, către cel care putea să-l izbăvească de la moarte. Vedeți, noi, penticostali, avem o doctrină, se numește doctrina stăruinței. Și doctrina noastră, doctrina stăruinței, este foarte limitată și puțin nebiblică. În ce sens? Că pentru noi stăruință înseamnă numai perioada aceea când noul creștin sau tânăr sau, mă rog, cel în cauză, intră în rugăciuni speciale, post, rugăciune, mărturisire și se roagă ca Dumnezeu să îl boteze cu Duhul Sfânt. Și intră în stăruință. A fost la stăruință, s-a dus la stăruință, a fost stăruință. O să auziți mereu narativul acesta, o să auziți mereu leitmotivul acesta în felul în care vorbesc penticostalii. Și e foarte frumos, e foarte bine. Dar uitați-vă, vă rog, oamenii lui Dumnezeu au intrat în stăruință înainte de botezul cu Duhul Sfânt. Cum au fost după botezul cu Duhul Sfânt? Fapte 2:42, ei stăruiau. De acum nu numai în rugăciune, stăruiau și în cuvânt, stăruiau și în părtășie frățească, stăruiau în rugăciune, stăruiau în frângerea pâinii, stăruiau în misiune, stăruiau în ascultare de Dumnezeu. Stăruința a devenit un mod de viață, un stil de viață. Focul acela, pasiunea aceea, a devenit un stil de viață. Cum îi spune Domnul Bisericii din Laodicea, Apocalipsa 3:16, ce am împotriva ta este că nu ești nici rece și nu ești nici în clocot. Cel mai grav și cel mai trist este acest tip de creștin apatic, care nu se roagă, care nu are chef de nimic. Are așa o stare peste el, că nimic nu-l satisface, nimic nu-i place, nimic nu-i convine, cântarea e prea nu știu cum, rugăciunea e prea altfel, predica nu e pe gustul lui, e mereu nemulțumit, e mereu bombănind, e mereu în starea asta de nemulțumire. Asta e starea lui cronică, s-a cronicizat cu starea asta. Un om în stăruință e altfel. Când are focul stăruinței peste el și Duhul acesta înfocat, și asta, să știți, că se aprinde la rugăciune. Asta denotă că nu avem viață de rugăciune. Denotă că nu suntem oameni ai rugăciunii. Denotă că rugăciunile noastre, spun frații, zice, la timpul de rugăciune. Și vine fratele aici la amvon și predică 15 minute la timpul de rugăciune. Și rugăciunea e 3 minute. Și predica lui 15 minute. Dar el vrea să motiveze biserica pentru rugăciune. Ăsta e scopul acelui îndemn, care trebuie să fie maxim 5 minute. Poate că frații care țin acest timp nu o să fie de acord cu mine, which is fine, dar scopul acestui îndemn este ca să motiveze biserica pentru rugăciune. Dacă îndemnul e de 15 minute, rugăciunea ar trebui să fie de 45 atunci. Da? Pe el îl motivează ceva să predice, dar pe noi nu ne motivează nimic să ne rugăm. Eu știu că nu cu rea intenție se face asta.
Pentru că oamenii vor să spună, uite, vreau să te conving, vreau să te lămuresc, vreau să-ți arăt ce importantă e rugăciunea, vreau să-ți mai dau și un exemplu, vreau să ilustrez, vreau să vorbesc frumos, vreau să vorbesc pe puncte, vreau să vorbesc să rămână ceva. Și încercând așa să vorbească, trece 15 minute și rugăciunea noastră tot 5 minute e. Și al șaptelea și ultimul, rugăciunea ca lucrare perseverentă. Perseverentă. S-a rugat de 7 ori. Putea să renunțe a 4-a oară, putea să renunțe a 5-a oară, putea să renunțe a 6-a oră. S-a rugat până când a venit răspunsul. A perseverat, a insistat, a continuat. Nu numai focul cu care s-a rugat, dar și faptul că nu s-a lăsat. Nu s-a lăsat, așa spune Domnul Iisus Hristos. Le-a spus că trebuie să se roage neîncetat și să nu se lase. Poziționează-te în particular pe promisiunile lui Dumnezeu. Roagă-te cu precizie, cu pasiune și cu perseverență. Deci s-a rugat într-un loc ascuns. Doi, s-a rugat cu predare, cu consacrare totală, într-o poziție de predare și de consacrare totală. S-a rugat întemeiat pe cuvântul lui Dumnezeu. Al patrulea, s-a rugat înțelegând că lucrează împreună cu Dumnezeu. Nu este doar faptul că își împlinește o datorie, o misiune. S-a rugat cu precizie, s-a rugat concret, specific. Șase, s-a rugat cu pasiune, cu foc, cu stăruință. Și șapte, s-a rugat până la rezolvarea problemei. A perseverat. N-a renunțat, n-a cedat. Profetul se roagă, slujitorul aleargă. Mai du-te odată. Nimic. Mă mai rog. Mai du-te odată. Nimic. Mă mai rog. Mai du-te odată. Nimic. Și era profetul Ilie. Sigur că Iacov are grijă să ne spună, țineți cont că Ilie nu era perfect. Era un om neprihănit, dar nu era neprihănit în sensul absolut, un om perfect. Neprihănit după Evanghelie înseamnă să urăști păcatul și să fugi de păcat și să nu trăiești în păcat și să trăiești în neprihănire, în sfințire, dar nu înseamnă că ești un om perfect. Ilie a dorit să moară, Ilie a crezut că e singur, Ilie a avut tot felul de frici, de idei cu toate astea. Dar un lucru, n-a renunțat, n-a cedat. Mai du-te odată, mai du-te odată. O, se vede din mare un nor cât un lat de palmă. O, slavă Domnului! În câteva clipe, spune Scriptura, cerul s-a înnegrit, vântul s-a pornit și ploaia. Moise se ruga pe munte și Iosua se lupta în vale și câștiga. Atâta vreme cât mâinile erau ridicate, câștiga Iosua, câștiga Israel, așa-i? Cât mâine se lăsau jos, cine câștiga? Amalek. Lupta asta cu Amalek e o luptă în rugăciune, e o luptă în post, e o luptă spirituală dură, serioasă. În concluzie, este un secret aici. Înainte ca să aducem rugăciunile noastre înaintea Domnului, trebuie să ne aducem pe noi. Înainte ca să punem pe altar rugăciunile noastre, trebuie să ne punem pe noi pe altar. Înainte ca să aducem darurile noastre la Dumnezeu, trebuie să ne punem pe noi pe altar. Înainte ca să aducem slujbele noastre și slujirile noastre, trebuie să ne aducem pe noi pe altar. Ăsta e secretul. De aici începe. Roman 12:1. Vădem fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu să ce? Să aduceți trupurile voastre ca pe o jertfă vie, sfântă și plăcută. Asta va fi din partea voastră ce? O slujbă duhovnicească. Deci e un secret aici. S-ar putea să ne rugăm, să ne rugăm în diferite feluri, să citim cărți, să ascultăm studii, să practicăm una sau alta. Lucrează așa? Nu lucrează așa. Nu lucrează nimic până când te pui pe altar, pe tine. Înainte de rugăciunea ta, trebuie să te pui tu pe altar.
înainte de cecul ăla care îl scrii și îl aduci, și foarte bine, că cu asta slujești Domnului, trebuie să te pui tu pe altar. Înainte de slujba care vrei să o faci, trebuie să te pui tu pe altar. Spune un cuvânt foarte interesant în 2 Corinteni 8:5. Zice, macedonenii, din sărăcia lor, Lucie, au adus un belșug de binecuvântare, de dărnicie. Care era secretul? S-au dat mai întâi pe ei înșiși. Așa începe. Așa începe școala rugăciunii. A te urca pe altar cu viața ta, cu inima ta, cu familia ta, cu trecutul tău, cu prezentul tău, cu viitorul, cu tot. Ne ridicăm la rugăciune. Sigur că totul este prin Hristos. Totul este în Hristos și totul este pentru Hristos. Și poziția noastră, cea mai puternică, este poziția aceasta în Hristos. Dar nu uitați, Hristos a zis, vegheați și rugați-vă împreună cu mine. Haideți să privim rugăciunea ca o lucrare care o facem nu numai pentru Domnul sau pentru biserică sau pentru cineva, ci o facem cu Domnul. Adică ne rugăm cu Dumnezeu și Dumnezeu vrea să se roage cu noi. Și acolo ne așteaptă, la punctul acela ne așteaptă. La punctul acela la care spunem, mă pun pe altar. Înainte de rugăciune, înainte de dar, înainte de slujbă, înainte de a face orice altceva, mă pun pe altar. Ce zici? Haideți să stăm înaintea Domnului. Haideți să rugăm să ne dea har, să ne dea putere, să ne dea înțelepciune, să ne dea consacrarea aceasta. Sunt foarte multe inimi care doresc ca în Biserica Emanuel să vină trezirea, să vină revărsarea, să vină val de pocăință, să vină suflete la Hristos, să vină o schimbare. Știți cum se poate? Simplu. Înainte de a începe să ne rugăm, ne punem pe altar. Înainte de a scrie cecul ăla cu care susținem lucrarea, which is very important, ne punem pe altar. Înainte de a face vreo slujbă aici, cu pretenție sau fără pretenție, ne punem pe altar. Haideți să începem așa. Asta e prima piatră cu care începem. Ne rugăm.